La Turcovânia, unde locuiam, așezarea era foarte povârnită. Mă sculam dis de dimineață, plecam la biserică la Sfântul Gherasim și mă întorceam seara. Drumul spre casa noastră era greu și cobora abrupt. Într-o dimineață am căzut și mi-am rupt piciorul. Era duminică dimineața, nu se luminase bine de ziua, era liniște. Astfel au auzit gemetele mele niște oameni, au ieșit afară și au chemat îndată salvare. A venit salvarea, m-au dus la spital. Ruptura era la gamba piciorului stâng, oasele erau sfărâmate, durerile erau de neîndurat. Am ajuns la policlinică, m-au coborât din salvare și m-au așezat pe un pat. Doctorii au hotărât să-mi pună piciorul în gips. Lumea aștepta să liturghisesc. Au fost nevoiți să plece. După 15 zile, fiind încă întins în pat, am aruncat o privire către piciorul meu. Am văzut deci prin harul lui Dumnezeu că piciorul meu fusese pus strâmb în gips. Le-am cerut doctorilor să-mi scoată gipsul. Când a aflat, profesorul a zis râzând: Părintele, în loc să-și vadă de biserica lui, acolo unde și are competența, vrea să ne verifice pe noi. Am făcut treaba bine, am trecut piciorul pe la raze. Ce vrea acum să ne tot sâcuie? N-a dat nimeni nicio atenție, eu așteptam să-mi vadă piciorul ei nimic. Când mi-a adus mâncare la prânz, am refuzat-o, zicând că cer să mă duc la raze. Insist să se facă asta, căci oasele se vor suda strâmb și piciorul va rămâne așa pentru totdeauna. Profesorul a trimis vorbă să-și vadă de preoția lui. Piciorul este bine. A venit seara, mi-au adus mâncarea, dar iarăși n-am mâncat, stăruind să-mi vadă piciorul. În cealaltă zi de dimineață a venit profesorul și a zis mânios: Ce e asta, bre, părinte? Ce ne tot sâcâi aici? Până la urmă m-au coborât la raze, au văzut că, într-adevăr, piciorul fusese pus strâmb și deja începuseră oasele să se sudeze. Profesorul și-a pus ochelarii. Bre, părinte, zice, ești foarte păcătos. Acum mi-am dat și eu seama. O să vezi ce o să tragi acum. Trebuie să-ți rupem piciorul și să-l punem din nou bine. Au început să lovească cu putere gipsul ca să se spargă. Eu nu ziceam nimic, îmi făceam smerita mea rugăciune. A, acum nu vorbești, îmi zice, dar acum o să-ți iert eu păcatele. La un moment dat au tras, au scos gipsul. Mă durea tare, doi doctori mă trăgeau de picior, iar profesorul cu podul palmei mă lovea peste gambă cu putere ca să rupă oasele. Ei, bre, părinte, o să-ți iert eu păcatele, dar lângă ale tale au să fie iertate și ale mele. Îmi rupea osul, se sudase puțin și mă durea de nesuportat. Îmi strângeam buzele, în cele din urmă l-au rupt. M-au întins iarăși la raze, au întins piciorul și l-au așezat drept. Apoi mi-au pus din nou gipsul cu atenție și m-au trimis la pat. 2-3 luni, nu-mi amintesc bine, am rămas întins la pat. După acest răstimp, m-au ridicat și mi-au dat să țin două cârje ca să pot păși. Eu nu le voiam. Îmi zice profesorul să le iei, să te poți ridica, fiindcă te-ai stovit repausul. N-am ținut mult cârjele, căci am început să mă tărăsc singur. Mă temeam de cârje, nu cumva să mă obișnuiesc cu ele și apoi să nu le mai pot lăsa. Atunci profesorul mi-a zis să te îngrijești să cumperi un baston. Nu, îi zic, nu vreau. Ești preot, îmi zice, ești tare neascultător. Să asculți astfel caz și îți rup toate oasele. Am fost nevoit atunci să-i spun surorii mele să-mi cumpărați un baston. Suntem săraci, dar trebuie să-mi cumpărați un baston, să pot arunca astea căci mă strâmtorează. Era ora 11 dimineața și am coborât în cârje la biserica spitalului. Sora mea s-a pregătit îndată să meargă pe strada Elu ca să cumpere un baston. Când să plece, o doamnă cu un baston în mână a intrat în biserică. Sfântul Gherasim e aici? Da, copilul meu, aici este, i-a zis bătrâna care îngrija biserica. Și unde e icoana Sfântului? Uite-o, a răspuns și a arătat-o. Atunci acea doamnă necunoscută a căzut în fața icoanei Sfântului și cu lacrimi i-a spus tare că am auzit și noi: Sfinte al meu,
Eu nu te cunoșteam, nici nu auzisem vreodată de tine, nici de numele tău nu auzisem. Și totuși m-ai cinstit și m-ai cercetat și mi-ai cerut bastonul pe care l-am cumpărat de la Ierusalim ca să-l aduc la casa ta. Și uite, sfinte al meu, l-am adus. Mi-ai spus, vreau să-mi aduci bastonul mâine dimineață. Eu nu știam unde te afli și întrebând l-am aflat și te-am găsit. Eu cu sora mea și cu Paraclisera stăteam în străni lângă Pangar. S-a apropiat și ne-a zis, ce lucru e acesta? De ce mi-a cerut Sfântul bastonul? De ce-l vrea? Și Paraclisera i-a spus, ascultă să vezi de ce vrea Sfântul bastonul. Nu are nevoie el însuși de baston, dar Sfântul îl are și pe slujitorul său, pe părintele pe care îl vezi aici. Și-a rupt piciorul și a suferit luni de zile, însă astăzi s-a ridicat și doctorii i-au spus să poarte baston. Și uite, sora lui era pregătită să plece pe strada Elul să-i cumpere bastonul. Hai, ia bastonul de la Sfântul și adu-l aici la slujitorul lui. Mișcată, doamnă, mi-a adus bastonul și mi-a sărutat mâna. Luați-l, părintele meu, și iertați-mi păcatele. L-am cumpărat la Ierusalim. E de la Sfântul Mormânt. Vin, îmi zice, din cartierul Probona, din Patisia, acolo locuiesc. Acolo l-am văzut pe Sfântul în vis. I-am mulțumit, am luat bastonul și l-am folosit îndată după ce mai întâi am aruncat cârjele. Am numit acest baston al Sfântului Gerasim și l-am îndrăgit mult. Am grijă să nu-l pierd, dar este și făcător de minuni. Dacă pe cineva îl doare ceva din trup, îl lovesc puțin cu bastonul și se face bine. Cu adevărat este făcător de minuni. Ce lucru! Sfântul să se îngrijească de mine cel mai mic! S-a arătat viu doamnei care nu auzise nici de Sfântul Gerasim, nici de mine. Tare minunate lucruri mai fac sfinții, pentru aceasta trebuie să-i cinstim. Și eu mă închin Sfântului Gerasim, care este sprijinul celor bolnavi, prin sfințenia și harul său.